Ține pe ăsta la petrecere când e pedepsit, mai bine îl duceam în casa fetelor, că acolo nu-i petrecere. Și ce-ar vrea toată lumea? N-ar vrea toată lumea petrecere? Păi asta e și ideea, mă, să el să fie aici. Vă zic eu că ne ia de aici. Păi și unde poate să ne ducăm? Ei, rog, este afară. Da, mă, să mă. Vine acum, zi, mă. Păi da, mă, nici mesaj n-a dat să pregătească, domnul să știi. Da. Păi normal dădea mesaj. Ce poate să ne facă, măi, frate? Da. Acum îți dă mesaj după ce pleacă ei, ca să nu știe ei să ducă să zică în partea lor. O să-ți dea mesaj. La ora cu tare trebuie să vă îmbrăcați casual elegant. Casual elegant? Casual, nu ce ai. Eu de ce ai zis așa? Și o să aveți o noapte plină de distracții. Chefă? Noaptea da. Alba, să stăm aici până deși fără nimica? Doi. Ia ta, mă, n-ai avut de... Doi, doi. Fajita mai materialul, aiure. E, fac. Sincer îți spun. Nu mai te gândi la prostii, că știi când se întâmplă absolut nimic și în primul rând știi destul de bine că el are nevoie să se recreeze puțin. Da. Nu are deloc. Și cu tu de ce te-ai dus în club? Păi da, a fost altă diferență. Eu am ieșit afară și am spus, ba da, și eu nu știam, dar acum am vorbit amândoi și am spus că eu nu voi mai merge nicăieri în club, în astea, și el mi-a spus clar că el nu va alege niciodată să meargă în club sau așa, el doar dacă va fi fotbal să se ducă cu băieții, că știe cum să face dacă se duce. Și eu știu cum o să întâmple, fie că vrea, fie că nu. Și te gândi, poate și seara băieților, poate duce la un ăsta de... La fotbal în balon. Da, cu siguranță îi duce. Și știi destul bine că dacă duce undeva nu are nicio treabă. Dar să-ți faci atâtea gânduri și atâtea... Și faci atâtea materialul aiurea. Este destul de bine. Și eu nu consider că dacă gata v-ați găsit să vă faceți din astea gânduri. A, păi tu nu te mai duci nicăieri, tu nu te mai duci nicăieri. Păi ce înseamnă asta? Nu e vorba, dar mi-a spus ceva. Păi și asta e chestia. Dacă îmi spune că dacă va fi să iasă... Aici aveți nevoie, tot timpul să vă recreați. Nu avem nevoie și punct. Tu ai nevoie să te recrezi? Nu am nevoie de nimic. Mă gândesc că el a fost și stresat în ultima perioadă. Păi asta, să da, să păi asta și-a spus și mi-a spus. Da, mi-a și spus lucrul ăsta că e foarte stresat. De faptul că e închis. Da, știu. Normal. Mai ales ultima vreme acum, că știți și discuții. Și ați avut. Să se mai recreze. Nu e vorba că domne se duce în club și se uită la nu, alea. Pur și simplu... Puteai să te superi dacă zicea, vă duceți în club, știa că te duci în club. Dar așa dar habar n-are ce se el a ales că poate e ceva să-i placă și vrei să mai recreze, să mai... Da, așa da, puteai. Bă, era club, zicea direct club. Cum a fost atunci, alegeți cină, club sau... Pat, și tu, mai. Dacă ar fi să mai dea o activitate, nu că... Nu ies, exact. Că nu ies. Hai, Tina, nu mai fă așa că nu ai 15 ani. Păi, dar nu ies, dacă nu vreau să ies, nu vreau. Aici ai nevoie să te recreezi. În momentul de față îmi doresc din tot sufletul să mă duc, să plec de aici, să uit, să... Asta am zis și eu. Dar nu vezi că nouă nu ne mai dă activități? N-ai de ce, mă. Îți faci atâtea griji, atâtea probleme pentru ce? Că știi doar destul de bine ce ai la ușa casei. Păi și eu tocmai asta, dar dacă păi o să-l și... pună cum a pus aici, du-te ia, o du-te ia, îl pune aia, fă aia... Nu o să facă, ba, că știi da. Nu o să facă, că știi destul de clar ce se întâmplă. Nu o să facă, doar se duce și atât. Normal. Să mai fă 1000 de gânduri pentru ce? Mâine când o să zică el ce s-a întâmplat, poate dacă o să zică că s-a întâmplat așa, ai motive să speri așa până mâine. Știi destul de bine că și tu atunci când ai fost tu în club,
pentru că mi-a zis el. Păi da, dar și el are nevoie de... El n-a fost când s-a cerut. Păi el a zis că nu-i place în club. Păi și acum nu se gândește, sper să nu fie. Da! Știi că dacă o să se ducă în club, nu-i place să se ducă în club. A zis, mă, că speră să fie.